Băneața România, vroiam să vă vorbesc așa puțin de ce persoanele ultrasensibile sunt foarte caterincoase. Da? Și suferă foarte mult din cauza empaticilor care se plimbă pe spectrul empatic. Există empatici care, din păcate, îi lucrează în mod periculos față de ei înșiși. Și atunci, persoanele care sunt ultrasensibile au nevoie de cineva echilibrat. Sau persoanele de echilibrat în viața lor, care să îi ajute să îi hrănească cumva, să nu ajungă la narcisism. Sau să aibă unele afecțiuni narcisiste. Da. Pentru că ei sunt cei mei, din păcate, giverii, de persoane care dăruiesc. Nu toți empaticii sunt dispuși să dăruiască. Există o reacție de respingere față de takers, și adică persoanelor care iau, datorită unor experiențe, datorită unei experiențe urâte pe care a avut-o, e posibil să fi întâlnit o persoană care a luat până i-a lăsat un curgol, cum se spune. Da. Și adică până i-a dus pe psihopatie emoțională. Și după care i-a abandonat acolo. Sau mai mult decât atât, au venit cu o armă. Și au ținut-o ascunsă la spate. I-a dus până la psihopatia emoțională, pe care le-a pus cuțitul în mână. Către psihopatia emoțională, adică pur și simplu au luat toată inteligența, le-a jefuit toată inteligența emoțională, ei s-au plecat încărcați. Stați un pic, îmi cere cineva. Așa. Acum depinde. E posibil ca respectivul empatic să fie un luptător și să te înșface frumos cu cuțitul pe care l-ai pus în mână și să ți-l învingă în inimă. Și e destul de greu că, na, în ghilimele, te învingă în emoționalul tău. La asta se referă. Ca măcar câteva picături să curgă, știi? Așa. Cât să meargă puțin până după colț, să ceară ajutor. Foarte puțini oameni care sunt pe spectrul ăsta empatic, o să-i vezi că o să ne recunoască sau o să ne distingă pe noi ăștia care lucrăm periculos. Până la autodistrugere, și na, viața e grea. Dar ultrasensibili întotdeauna or să fie, în ultrasensibili găsim foarte mult glumeții. Da. Sunt foarte mulți oameni care or să rămână acolo. Ei nu mai trec spre empatie. E destul de convenabil să te aduci acolo. Sau foarte mulți glumeți sunt și rămân în zona empatizării.
ei nu mai trec după, pentru că nu mai întâlnesc un factor empatic care să-i ajută să meargă spre empatie. Nu există cineva care să găsească soluții. Uite cum sunt eu. Eu găsesc soluții, mă duc, pe mine mă încarc animăluțele, pe mine mă încarc natura, pe mine mă încarc gesturile, gesturile, necondiționate. Și așa nu trebuie să port cu mine o greutate foarte mare. Și așa port atâtea mult, foarte multe prosuri, adică obiecte ajutante pentru alcătuirea videourilor. Dacă aș mai purta și greutatea banilor sau a ceea ce vânez. Sunt femeie, totuși, nu sunt. Să știți că sunt foarte puțini empatici care, când ajung așa în situația respectivă, reușesc să ajungă către înapoi în empatie. E călduț și e frumos să stai în... La un moment dat ei se cumplac așa. Ei nu se luptă să meargă mai departe. Eu, de exemplu, mă lupt. Ceră nesimțire. Eu, ca și giver, ca și persoană darnică, când ajung să fiu goală, eu cer. Cerșetoare. Centura iubirii. Mă doare fix în cur. Cerșesc. Foarte mulți mă judecă și îmi spune că să cerșești mai iubire, ce trebuie să fac? Zi-mi tu mie ce vrea să fac. Ia că prostul nu înțelege, cerșesc. Prostul e prost. Tu nu te poți. Că nu-i nevoie, că pentru iubire... Bă, cerșești. E viața ta. Tu știi cine ai fost. Revin apoi. De aceea foarte mulți empatici când ajung și se văd înapoi cu emoționalul pus la punct, încearcă să-ți găsească pe cineva care să-i țină echilibrați. Ca să nu mai ajungă în zona psihopatiei emoționale. Nu întotdeauna ai acest noroc, pentru că asta este un noroc. E posibil să fii întâlnit din greșeală, din întâmplare, pe cineva, dar pentru că erai jos și erai ocupat să cerșești. Da, ceșa iubire, nu atenție. Așa, persoana respectivă nu fi fost nici în momentele lui darnice sau nu știu, abar n-am. Fi fost distras? Nu mai. Așa că, da. E foarte greu să trăiești cu un empatic care n-are limite. Care n-are dorinciei. Și așa, din experiențe, înveți. Și uneori ai grijă mai mult de tine și de cui dai. Și începi să impui limite. Și când începi să impui limite, cei care tot cer, adevărații oameni care au, nu care cerșesc, adevărații oameni care îi fură, ei iau, pumă, pur și simplu, pe energia emoțională pe care tu ai, pe emoționalul tău, pur și simplu iau.
A spus, eu stau la un moment dat. Am spus nu, că eu stau la masă și... Mai avea puțin și pur și simplu un ticăr din asta. Cum adică ieri mi-ai dat și azi nu mai îmi dai? Este atitudinea unei persoane care probabil se mișcă tot așa pe spectrul empatic între narcisism și ultrasensibilitate. Și oricât de mult încerci să-i spui, se agață de chestia respectivă, efectiv, pentru că astfel de oameni, un ultrasensibil, oamenii de obicei, datorită experiențelor și a evenimentelor care se întâmplă în viață, se mișcă foarte mult pe spectrul empatic. Aia care trăiesc viața, care știu că viața este o călătorie, care nu le este frică să meargă așa narcisiști pe o anumită bucată de vreme, pe o anumită bucată de drum al lor, nici să empatizeze, nici să nu știu. Și pun suferința și singurătatea sau solitudinea ca și armă. Solitudinea este un mod de viață, este un mod de călătorie. Nu ar trebui să definească pe cineva. Eu știu foarte multe persoane care sunt empatice și care au fost înconjurate de animale și nu și-au ales un bărbat narcisist ca și companion. Pentru că de obicei acei narcisiști o să strige cel mai tare împotriva unei persoane care alege un animal ca și companion în locul lor. Or să spună că femeia este menită bărbatului. Cum îndrăznim noi? Mai ales dacă arătăm și bine și ne și îngrijim sau, nu știu, suntem inteligente. Da, o să găsească. După atitudinea asta o să-ți dai seama că este narcisist. Asta este atitudinea narcisistă. Sau măcar celor cu afecțiuni narcisiste. Pe care, din păcate, nu întotdeauna putem să-i ajutăm. Dar, în mare, sunt oameni care, efectiv, s-au săturat după o anumită vârstă să se plimbe pe spectrul empatic cu o persoană care nu prea are limite în a oferi celorlalți. De aceea, de multe ori, o să vedeți oameni pe care îi place sau pe care i-ați iubit, care se îndepărtează din cauza aceasta. Nu pentru că nu sunt disponibili din punct de vedere emoțional. N-ai pus să închizi din punct de vedere emoțional într-o relație unde numai empaticul de lângă tine are acces. Tu ai închis porțile la mai toată lumea, în afară de empaticul sau, mă rog, de persoana, depinde, narcisistul, poate văd de lângă tine. Plimbările astea, pața asta subțire a empatiei, îi poate deregla foarte tare pe cei ultrasensibili. Poate de aceea o să-i vezi că preferă siguranța unei relații decât ieșirea din zona de confort pe care o practică marea majoritate a geniilor emoționale. Genii emoționali sunt empatici.
întotdeauna găsesc soluții să se reîncarce. Cam atât pentru astăzi. Atât despre inteligența emoțională. Într-o altă zi o să vă mai povestesc și despre altele. Da, într-adevăr, sunt oameni care se nasc narcisiști. Adică cu foarte puțină inteligență emoțională. Da, există și oameni care sunt psihopați emoțional și care știu asta și stau prin preajma ghivărșilor, a celor care sunt empatici, a geniilor emoționale, pentru a nu ajunge să facă gesturi reprobabile. Da, cam atât. Dragii mei, cam atât. Mai rapid așa video.